După moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a încercat să-și recupereze copiii care se află în locuința tatălui lor, însă fără succes. Honorius Prigoană a început să o atace pe vedetă în instanță și a cerut ordin de protecție. În urma procesului avut, Honorius Prigoană a pierdut în favoarea vedetei. Adriana Bahmuțeanu vrea ca Eduard și Maximus să locuiască alături de ea și să se ocupe în permanență de ei, dar fără succes. Adriana Bahmuțeanu a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorilor săi. Vedeta consideră că lupta dată este pentru averea omului de afaceri. Eu zic că este o victorie importantă. Să știți că am început să mă liniștesc pentru că îmi dau seama, făcând tabloul și văzând de sus lucrurile, în poziția de observator, îmi dau seama ce se întâmplă. Este o luptă pentru avere. Frații mai mari vor să-i aburească, să-i prostească, să-i bobineze pe frații minori, pentru ca aceștia să accepte ca frații mai mari să se ocupe de averea rămasă de la Silviu Prigoană, a spus Adriana Bahmuțeanu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.